dragilor, și bine ați revenit aici la mine pe canal. Astăzi vreau să filmez un clip cu rutina mea, să spun, de epilare acasă. Vreau să vă povestesc puțin mai întâi, pentru că eu folosesc, în mare parte, folosesc epilatorul cel electric și acum de 2 ani mi-am luat un epilator din acela pe IPL. Dar pot să vă spun că am fost destul de leneșă cu el și nu l-am folosit atât de mult pe cât mi-aș fi dorit sau pe cât ar fi fost cazul. Chiar mă uit că nu mai știu pe unde l-am pus. Mă rog, am zis totuși să încerc și epilarea cu ceara acasă, deci practic va fi un prim clip despre acest subiect. Și pentru că în trecut, mă rog, m-am mai epilat cu ceară și mereu mi-a plăcut efectul pe care l-a lăsat asupra pielii, mie cel puțin îmi place, dar trebuie să mergi destul de des la cosmetician pentru a te epila cu ceară. La 2-3 săptămâni cel puțin în cazul meu crește, cresc altele, nu știu, dar crește și trebuie să mă duc destul de des, ceea ce implică și un cost destul de mare. Așa că am decis să încerc epilarea tradițională de la salon acasă, să spun așa. Și am acest set de pe pensule de machiaj, o să vă las site-ul, care este 99 de lei și vine cu o grămadă de chestii. Practic cu tot ce trebuie ca să te epilezi acasă. Așa arată cutia și o să vă arăt exact cu ce a venit acest set și o să vedem dacă funcționează. O să văd cum așez camera ca să încălzim ceara în acest aparat, în acest recipient. Dar hai să vă arăt mai întâi pe rând. În set am ceară din aceasta care, mă rog, se încălzește și se topește. Aceasta este cu aloe, aceasta este cu ceva... scrie, să știți, în italiană și nu știu exact cu ce este, dar oricum, este cu o floare ceva, deci acestea două. Fiecare pachetel are câte 100 de grame. Apoi mai am un pachet cu ceară cu trandafiri și trebuie să mai fie unul cu miere. Deci în prețul acesta primiți 4 pachetele din acestea și primiți acest aparat pe care vi-l arăt imediat, unde veți încălzi ceara. Hai să vă arăt totuși ce mai e aici. Mai e o soluție pe care o aplici înainte pe piele pentru degresarea pielii, să nu ai, nu știu, loțiune de corp sau sebum. Și apoi este un ulei pentru după epilare. Se folosește acest ulei pentru a nu rămâne zona unde v-ați epilat lipicioasă. Și vin și cu aceste pompițe, după cum vedeți, ele nu au, vin pompițele separat. Și mi-au mai, deci în același preț, și mai am mai aici niște spatule. Cred că sunt 10, fiecare set are 10, da, din acestea mici, pe care le puteți folosi pentru față, de exemplu, sau pentru zonele, mă rog, mai mici în care vreți să aplicați ceara. Și niște spatule mari, sunt din lemn, care arată cam așa. Bun. Și aici, în interior, avem încălzitorul de ceară, care este cam așa. Și care vine cu un cablu, aici are un recipient și încălziți ceara. O să facem o probă imediat și de aici se pornește. Eu zic că cu 100 de lei sunt destule lucrușoare în acest set pentru epilare completă și cred că te poți bucura o perioadă foarte mare de timp de acest aparat, poți cumpăra apoi doar ceara aceasta, care să știți că este destul de accesibilă. O să vă las site-ul oricum. Haideți să încălzim ceara, să vedem cum arată toată treaba. Am încercat să aplec puțin aparatul aici spre față, spre birou. Sper să vedeți cât de cât ce urmează să fac. O să încerc să iau aceste
lucrușoare, să le dau mai încolo, să dau mousepad-ul și o să pun aici aparatul. O să-l pun totuși pe o revistă, nu știu, să nu se încingă prea tare, mă gândesc. Noroc că am aici destule reviste. O să punem pe aceasta. Și hai să vedem cum stă treaba. Avem aici aparatul. Îl desfacem. Nu l-am testat încă. Sper să funcționeze. Pentru că nici măcar nu am vrut să văd să-l testez. Am să-l testez aici cu voi, să ne facem o primă impresie. Așa arată. Am o priză aici jos. Din păcate, cablu văd că este foarte, dar foarte scurt. Ia să vedem dacă ajunge la priza de jos. Am reușit să-l bag în priză, dar are un fir foarte scurt și o să încerc cumva, nu știu cum, că nu... Are firul foarte, foarte scurt. Nu pot să-l întorc cu fața la voi. Și nici acest prelungitor nu pot să-l trag mai mult, din păcate, pentru că este cumva băgat pe aici prin bagheta de sub birou. În fine, hai să vedem totuși. O să punem ceara și nu știu pe care să o folosesc. Hai să o folosim pe aceasta albastră, mă gândesc. O să folosim ceara aceasta albastră. Hai să vedem. Nu știu, cred că o să o pun pe toată, nu? Așa arată în interior ceara. Este granulată. Are un parfum de ceară, un miros de ceară. Și o turnăm pe toată aici. Bun. Asta văd că se ia așa, o poți scoate. Și o să dăm drumul aparatului, o să îl aduc aici așa ca să vedem, îi putem da drumul. Văd că aici are mediu și cu cât mergi mai încoace se încălzește mai tare sau mai repede, nu știu exact, dar hai să vedem, i-am dat drumul. Și așteptăm să se încălzească. Între timp, o să punem la aceste sticle capetele, între timp, pe care le-am primit, acestea. Așa. Ia să vedem. Trebuie desigilate. Vedeți că toate vin sigilate, ceea ce îmi place foarte mult. O să încerc să tai un pic aici, să perforez. Dacă reușim. Scoatem căpăcelul. Și îi punem. Din câte văd are cam lungă asta, sper să iasă. O să vedem, dacă nu iese, o să trebuiască să-i scurtăm chestia aceasta, că mi se pare un pic cam lungă pentru aceste sticluțe. Probabil sunt făcute pentru mai multe tipuri de sticle. Hai că am reușit să-l rup cu totul așa, cumva. Bun. Hai să-i punem capacul. Și a mai rămas niște siciluri ăsta. Ah, de lor îmi place. Hai că am reușit. Bun. Și gata. Le-am pus pulverizatoarele. Bun. Acum hai să vedem dacă s-a încălzit. Asta pare caldă. Cred că o să dăm puțin mai tare. Pentru că văd că s-a stins și nu. Cred că acela e doar să... O încălzești și l-am dat pe, cred că on este doar să o menții caldă, ca să o topești, cred că trebuie să o dai ceva mai tare și asta am făcut. Și o să scoatem de aici o spatulă să mestecăm în ea, să spun așa, ca în mâncare și să vedem dacă reușim noi să facem ceva. Da, încă nu s-a topit, nu nimic, o lăsăm să se topească. Vedeți, încă funcționează și cred că durează ceva timp până se topește, așa că o lăsăm să se topească și revin imediat la voi. Ceara a început să se topească. Un lucru interesant pe care l-am observat, acest, cum să spun, termos pe care îl are acest aparat, se stinge, la un moment dat se stinge și se reaprinde. Probabil așa funcționează el. La prima oară m-am speriat, zic, de ce s-o fi stins, dar așa funcționează și dacă vedeți voi acolo, da, nu știu cât vedeți, ceara a început să se topească, să devină lichidă și eu îl tot mestec în ea ca să o pot face cât mai repede să devină lichidă toată. Așa.
Nu știu dacă această cantitate ți ajunge pentru tot corpul, v-am spus, încă nu am testat, este pentru prima oară când testăm aici, dar dacă sunt mulțumită și chiar dacă nu sunt mulțumită, o să revin și o să vă povestesc exact despre toată experiența mea. Și, mă rog, eu am mai văzut tutoriale la fete și am văzut că ele sunt foarte mulțumite, așa că am zis de ce nu să încerc și eu. Mai are puțin și se topește toată, trebuie să devină lichidă. Așa, mai amestecăm puțin, aproape s-a topit. O mai lăsăm puțin și revenim. Ce aș vrea eu între timp să fac? Să mi-aplic pe mână. Aici aș vrea eu să mi-aplic, să vedem cum funcționează. E cazul să mă epilez. Eu mă epilez pe mâini, să știți. Nu am părul foarte des totuși pe mâini, dar îmi place să mă epilez. Este o chestie personală. Pentru că am un păr destul de negru, să știți, nu este blond. Și am acest produs care spune că ar degresaj, că se aplică înainte de a te epila. O să încercăm să-l aplicăm așa. Bun, și o să încercăm să-l aplicăm pe mână. Bun, este ca un... Este ceva parfumat și este ca un alcool, așa cred că are în el. Bun, și hai să vedem. S-a înmuiat din câte văd, nu știu dacă mai trebuie lăsată, dar hai să luăm puțină de dragul clipului. Și la cum mă pricep eu, nu știu, dar știu că se învârte așa ca să o poți lua. Hai să vedem ce iese, pentru că recunosc că sunt un pic temătoare, nemai epilându-mă. Suflu un pic în ea, nemai epilându-mă acasă cu ceară. Așa, și aplic, vedeți, am început să aplic. Nu-i fierbinte, e ok. Bun, e un pic ațoasă, dar toate aceste lucruri probabil se învață în timp, trebuie să mai mă uit la tehnici. Și o lăsăm să se usuce, să știți că s-a uscat și se trage în direcția aceasta, adică invers de cum crește firul de păr. Și o să vedem, deja simt că s-a lipit. Ce doare! 1, 2, 3! Bun, hai să vedem, a luat părul. Da, a luat părul. Să știți. Da, eu zic că funcționează. A luat din firele de păr. Așa, așteptăm un pic să usuce. Nu frige, decât puțin o simt caldă. 1, 2, 3 și... Ce observ eu? Da, mi-a luat firele de păr. Eu sper că nu le-a rupt, mă gândesc. Pentru că nu mi se pare așa... Nu știu, că ar lua foarte bine. Nu știu, trebuie să mai testăm. Pare că ia firele de păr destul de bine, dar trebuie să mai testez și să mai mă obișnuiesc și eu. Oricum, foarte interesant toată treaba. Așa arată, ceara s-a topit și o să încerc să mă epilez pe mâini. Noi ne vedem data viitoare la un nou clip, dar vă promit că o să vă povestesc mai mult despre tot acest proces după ce voi testa și eu mai mult și voi învăța mai multe. Până data viitoare vă las cu bine, dragilor, v-am pupat! Pa, pa!